Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la întâlnirea cu fenomenul sportiv al județului Telorman. Dragi prieteni, trebuie să vă fac o mărturisire. În această după-amiază mă simt într-adevăr un om protejat, pentru că am lângă mine doi oameni puternici, specialiști în arte marțiale. E drept, unul instructor a ajuns la un nivel de pregătire de seniorat și un tânăr campion și, de ce nu, poate va continua să adune medalie după medalie. Dragi prieteni, discutăm despre artele marțiale. Avem invitați de la Turnul Mogurele, pentru că ușor, ușor, polul atenției în privința acestui sport se îndreaptă către malul Dunării, în municipiul Turnul Mogurele, unde continuă să se întâmple lucruri interesante, toate legate de clubul Seichen Turnul Mogurele. Dragi prieteni, un obișnuit al emisiunii noastre, atunci când vorbim de artele marțiale, instructorul de la Seichen Turnul Mogurele, în plan îndepărtat, Nicolae Vârdol, bine ai Bună revenit, seara, bine Nicu. v-am regăsit. În centrul imaginii și, de ce nu, poate un debut în centrul atenției, un tânăr karatist, 12 ani va împlini în luna decembrie, în a doua zi de Crăciun, David Cristian Drăghici, locul întâi, proba de cumite, la Cupa Băniei, luna aceasta. Bine ai venit prima dată la televiziune, David, și sper că ți-au trecut emoțiile, da? Da. Bun. M-ai apăsat așa că eu nu te cred. Au trecut sau nu au trecut? Au trecut. Au trecut. Să treacă. Nicu, hai să luăm lucrurile treptat, treptat, să le luăm sistematic. Aici, lângă mine, este și o cupă, pentru că la cel mai recent eveniment la care ai luat parte împreună cu elevii de-ai tăi, la Craiova, la Cupa Băniei, a 12-a ediție, clubul Seichen Turnu Mugurele, din 17 cluburi participante la această competiție, s-a clasat pe poziția a doua, ceea ce zic eu e o performanță, dar o să te întreb cât de importantă este această competiție. Dar pentru că să nu începem cu jumătatea discuției, să o luăm ușor, ușor, ultima noastră întâlnire, nu aici la Media Sud, nu în studioul Sportul Special, ci chiar la Turnul Mogurele, a fost la jumătatea lunii septembrie, atunci când Seichen Turnul Mogurele a provocat și a găzduit, a organizat un nou stadiu de pregătire, avându-l în prim plan pe Jihan Adrian Popescu SCL, Unde au participat toate cluburile Telormănene. telormonene din cadrul Federației Române de Karate și din alte federații. Bun, dacă regia este pregătită, avem un scurt material cu imagini pe care vom și comenta când suntem pregătiți. Da, suntem la sala de sport a școlii sau liceului? Marin Preda. A liceului Marin Preda. Îl vedem în dreapta pe Adrian Popescu SCL, da, care susține acolo, a susținut timp de 2 zile Stagiul de pregătire care stagiul de ne-a ajutat pregătire. foarte mult în dezvoltarea noastră ca și. Cum ți-a venit ție ideea să faci o astfel de, să faci o astfel de activitate? Este pentru a doua oară și cât de important și cât de greu să-l aduci pe Popescu Săcel la Turnul Mogurele. Având în vedere că majoritatea stagiilor lui Șihan Adrian Popescu Sățele sunt în afara țării, foarte greu. Și l-am adus pentru dezvoltarea, cum a spus și dânsul, pentru dezvoltarea karateului telormonean, pentru creșterea nivelurilor a copiilor și al nostru ca și instructori. Da, au fost câteva imagini de acolo. Am fost și eu invitat în ultima zi, am Vă asistat la mulțumim câteva. frumos pentru participare. Da, asta am și spus că am fost, știi, ca să te las să mulțumesc. Nu, a fost o plăcere să-l văd și să stau de vorbă cu un nume greu al sportului românesc și nu numai Acum 3 zile românesc. au fost alegerile la Federația Română de Karate, alegerile pentru președinție și bineînțeles că foarte detașat dânsul este președintele onorific al Federației Române de Karate. Nu mai repet, am mai spus, el a înființat federația și așa mai departe. Cum a fost acest al doilea stadiu de pregătire și ce a adus el nou? Spuneai că au fost prezente toate cluburile afiliate la Federația de Karate. Pentru mine a fost ceva foarte, foarte frumos, având în vedere că sensei mi-a transmis nivelul copiilor mei, care a crescut foarte mult. Și deci ceva, nu știu, ceva îmbucurător pentru mine. Și se și văd rezultatele.
Da, ce-i drept că rezultatele se văd. Faptul că acum pe Adrian Popescu Săcele leagă și niște amintiri personale de Turnul Mogurele, de Turnul Mare în general. Și el, într-adevăr, sunteți pe aceeași lungime de unde. Și el a declarat lucrul ăsta la final, când am stat de vorbă câteva minute, că este mulțumit de progresele făcute și spune el, nu știu, acum, Ceva genetic. că e ceva genetic, Este, domne, pentru Tudor că Ioan Sănas, karate și alții. v-am mai spus și în emisiunile anterioare că Deci sunteți japonezi, aici avem vreo fibră de nu, japonezi. nu, nu. Cu mulți ani în urmă, clubul din Turnul Mogurele, Yin Yang, pe atunci se numea, unde era instructor domnul Maican Silviu, erau campioni la fetele, aveau echipă, la kata erau campioni peste tot. Adică la toate concursurile care s-au dus, au avut numai locurile întâi. Inclusiv la campionatele europene și campionate mondiale. De-aia a spus că este ceva genetic. La un moment dat erau numai centuri negre în sală. Și ăsta e și motivul pentru care el a spus. Și având în vedere că eu am clubul de 2 ani de zile și deja am câștigat ceva concursuri internaționale, Naționale. naționale și așa mai departe, se vede. Se vede. Adică o evoluție foarte rapidă. Într-un timp foarte scurt. Asta este și ideea. Seiken, Turnul Mogurele, câți sportivi au a prezentat? 120 acum. A, câți sportivi au Câți au prezentat? fost la stadiul ăsta cu Popescu să zicem? 35 de sportivi. Foarte mult, cred că ați fost cea mai numeroasă delegație. Da, cu siguranță. Am pentru că am înțeles. fost și organizatori. Bineînțeles, era și normal și da. firesc să profitați până la urmă de aspectul ăsta. Da. Domnule Adrian, domnule David Cristian, iartă-mă, drăghici, ai luat parte la stadiul de pregătire de la Turnul Mogurele? Da. Și cum ți s-au părut ție antrenamentele și pregătirea cu Jihan Adrian Popescu Săcele? Antrenamentele m-au ajutat să ajung aici La Cupa Băniei. la Cupa Băniei și să iau locul întâi. Și să devii și unul dintre cei mai buni sportivi în proba de cumite. De cumite. Acum vreau să-l întreb pe David, pentru că el are 12 ani, Seiken, Turnul Mogurele s-a înființat în urmă cu 2 ani. Tu de când frecventezi karateul? Eu de un an jumate. Ce te-a atras la sportul ăsta? Am zis că o să învăț să mă apăr Da? și pentru că Și pentru că te gândeai că o să înveți să și lovești, nu? Da. Da, acum poți să mărturisești, încă ai 12 ani, nu ești sancționat. Cum a fost, Nicu, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor, luna septembrie și luna octombrie, dar și începutul, prima parte a lunii noiembrie, va fi unul foarte plin pentru sportivii de la Seiken Turnul Mogurele, de asta ne-am și întâlnit aici, să facem o scurtă retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în septembrie, lucruri importante, atât pe plan local cât și deplasările voastre la Craiova, dar și să facem și să prefațăm oarecum evenimentele care stau să se petreacă. La Craiova, la final de lună septembrie, pe 29 septembrie, ediția 12-a unei competiții deja cu tradiție în mediul ăsta al karateului, Cupa Băniei, Petrache Trișcu, s-a chemat ea. 300 de sportivi de la 17 cluburi, ați reușit să vă impuneți și acolo, să vă faceți până la urmă numele cunoscut și chiar respectat. Seiken Turnul Mogurele, locul 2 la cluburi. Și David Cristian, aici prezent, cel mai bun sportiv în proba de cumite VKF. VKF. Sunt niște performanțe și vreau să te întreb cum a fost. Dacă sunteți pentru prima dată acolo, la Craiova, sau ați mai Deci, fost? în primul rând, a fost o lună foarte grea și următoarea lună va fi și mai grea, având în vedere că luna asta vom avea și campionatele europene, luna asta vom avea campionatele europene, luna viitoare vom avea Cupa Națională. Am avut Cupa Băniei, stagiu de pregătire, deci am fost foarte încărcați, dar având în vedere că suntem sportivi, vom trece foarte ușor peste ele. Despre cupa de la Craiova pot să spun că a fost foarte greu, având în vedere că au fost 17 cluburi, 300 de sportivi și să nu uităm un lucru foarte important, a fost interstiluri.
Tradu-ne, ca să Deci, înțelegem. precum am mai spus, Federația Română de Karate are mai multe stiluri. E VKF-ul, Wadoriu, Shotoriu, Gojuriu și Escu. Iar la Cupa Boniei au participat din toate stilurile. Cum se face arbitrajul într-o astfel de situație? Pentru că Fiecare arbitru are o calificare a lui. În momentul în care primește calificarea de la federație, le are pe toate stilurile. Adică e pregătit pentru să arbitreze pentru orice stil. și toate aceste Din stiluri asta se fac. regăsesc sub sigla Federației Române de Karate. Exact. Pentru că tocmai de aia am și spus, noi mergem la campionatul european VSF, iar în noiembrie avem campionatul național VSF, adică pe stil. Iar campionatul național interstiluri e cu totul diferit, este în altă perioadă. Da, complicat program și complicată activitate. Prima oară la Craiova, la Cupa Boniei, sau ați mai avut experiența acolo? Da, nu, e prima dată când mergem la Cupa Boniei și a fost cu noroc. V-ați impus trofeul de aici, de lângă mine, da? Da, E suntem foarte locul 2, vă dați bucuroși. seama, dacă era locul 1, trebuia să, nu puteam, lăsam trofeul și plecam eu, vorbeam din spate, cred că era normal. Pentru început e bine, e bine. Pentru un club cu o vechime de 2 ani, Da, având în vedere că au fost cluburi din toată țara, au fost din Timișoara, au fost din Covasna, au fost din Argeș și putem să spunem Universitatea Craiova, putem să spunem, deci cluburi mari. cine a fost pe Petra primul loc? Petrache Trișcu. A, Și organizatorii. organizatorul Da. a câștigat Au și... fost cluburi și din Telorman. Apropo, în afară de voi, cine a mai mers? De aici, din Telorman. Din A mai Telorman, mers da. un club. Atât? Da. Nu vrei să-i dai numele. Da, nu are rost. Nu e de la Federația Română de Karate? Ba Sau... da, e din Federația E Română de de la Karate. Federația Română de Karate, dar nu sunteți atât de... Nu vă aveți atât de bine ca și colegi. David, tu ești unul dintre remarcații întâmplării de la Craiova. În proba de cumite, deci karateul are două probe, da? Deci kata, în care trebuie să-ți dovedești asimilarea tehnicilor de luptă, da? Au foarte multă complexitate și dexteritate tehnică. Și mai este cumite proba de confruntare directă cu adversarul, da? Deci ai avut față adversarul, v-ați privit în ochi și ați luptat. Ai ieșit cel mai bun la categoria ta. Și vreau să te întreb pentru tine cum e o astfel de ieșire. Ești destul de mic, Craiova e un oraș mare cu o puternică activitate în karate, multă lume. Cum ai reușit să faci față? Cum te-ai simțit tu acolo? Am avut multe emoții, dar am... A trecut cu brio peste ele. Ai mai participat la competiții? Da, mai participat. Dă-ne două, trei exemple de competiții la care tu ai mers și care a fost experiența acolo? Ce crezi tu că ai acumulat, dacă ai avut și rezultate, că poate ai mai avut rezultate și noi am uitat să le menționăm. Unde ai mai ieșit tu până acum? În scurta ta activitate, un an și jumătate până la urmă, nu foarte îndelungată. Am fost la Cupa Turist, ediția a doua. Anul ăsta? Da. Așa. Și unde au venit și ceilalți de la Craiova și a fost o... A fost la campionatul național, primul campionat național și... Asta trebuia, dar el și-a adus aminte de competiția locală. Ai spus că a fost destul de dificil. Crezi că te ajută pe viitor? Adică experiența, emoțiile alea arse acolo, te vor ajuta pe viitor? Da, nu o să mai fiu atât de emoționat, nu o să mai îmi fie frică și o să încerc să fiu un campion, să iau numai locul întâi. Ce aștepți tu de la karate? Tu ești în elev, acum ai un an și jumătate în spate. Deja au început să vină medalii, mici diplome. Cât ai de gând să o ții cu karateul? Am de gând să o țin până când o să ajung la centura neagră. Acum având centura? Verde. Mare mult Nu, eu am impresia că o să țină cu karateul până va deveni un mare antrenor. Deja vezi într-un puș de 12 ani De calități de ce nu? antrenor?
Da, cred că e Copiii se tardiv, nu confruntă știu. la început, nu? Da? Ambiția lor și întăria lor Tu ai și... mulți sportivi acolo, unii fac sportul ăsta, mă rog, pentru a-și petrece timpul, da? Pentru a avea condiție fizică, pentru a avea o anumită pregătire, dar unii dintre ei chiar aspiră și la performanță și nu sunt puțini la tine. Haideți să vă dau un exemplu. Și mai multe. Așa. De exemplu, e aici de față. Are un an jumate de când face. Într-un an jumate are un campionat național, un campionat, o participare la un campionat național, unde a luat un loc 4 sau un loc 5, și eu zic că e un loc destul de bine după avea 8 luni de atunci, de când făcea, cu 4 turiști, da, care au obținut medalii și acum Cupa Boniei, unde au fost 17 cluburi, cum am mai spus, 300 de sportivi, 15 categorie, interstiluri. Interstiluri. Unde a luat locul întâi, interstiluri. Adică după un an jumate, mi se pare ceva... Voi la Seiken ce stil pregătiți? Shotokan. Shotokan. Da. Shotokan, numai că la noi în VSF sunt mai multe probe de cumite. Avem proba VKF, care e olimpică. Și mai avem Shobu Ippon, Shobu Sambon. E mai mult de descifrat ce înseamnă Shobu Ippon la un singur punct, Shobu Sambon la 3 puncte. Adică e un pic mai complicat ca să... Așa, și cu cât dacă are în față un sportiv care vine dintr-un alt stil, lucrurile se complică, pentru că e mai greu de anticipat și... Nu, nu. Deci la interstiluri toată lumea luptă pe VKF. Pe stilul general, VKF. recunoscut Da, internațional, stilul exact. olimpic. Exact. Dar poate aplica tehnici din celelalte stiluri Da, sau... păi e același lucru. E același lucru. Numai că la Shobu Ippon se merge până la un punct, la Shobu Sambon se merge până la 3 puncte, iar la VKF se merge până la 9 puncte. Doar că, bine, diferența este diferență. La VKF nu ai voie să lovești tare, nici la Shobu Ippon, dar Deci nu e doar full un contact. minimal. Nu, nu, nu. În stilurile astea, mă rog, la senior există și o probă în care se poate lovi Da, giucumite se giucumite. numește. Acolo sunt 2 minute. 2 minute de Fighting. Street Fighter. Fighting. Da? Cine rămâne în picioare. Cine rămâne în picioare, da. Uite, n-am reușit să văd un astfel de meci. De obicei, cele care sunt mai imediate sunt acestea pe care le spui tu. Atingeri ușoare sau uneori chiar deloc, da? Da, la copii deloc. La copii La deloc, copii. dacă nu Copii pui 1, copii să... 2. Adică Da. 6-7 ani, 8-9 ani, acolo deloc. Noi am sărit un pic în calendarul activităților voastre, pentru că până pe 29 de septembrie, instructorii, antrenorii și-au dat întâlnire în Poiana Brașov, Da. 21-23 septembrie, povesteai tu, spuneai ceva pe 15 septembrie, când ne-am întâlnit noi, pentru că dacă stadiul de pregătire de la Turnu Măgurele s-a adresat în primul rând cursanților, da? Dar și instructorilor care, sigur, și ei pot să se perfecționeze în modul de pregătire al elevilor lor. Câteva zile mai târziu, o săptămână mai târziu, la Poiana Brașov a fost stagiu anual, cum se cheamă, Master academic. master academic, în care v-ați dat întâlnire cei care sunteți, practic... Acolo participă doar instructorii, doar centurile negre. Și centurile maro, doar dacă dă de centură neagră, atât. Și stagiul este de 3 ori pe an. Și sunteți obligați să mergeți. Nu suntem obligați, dar dacă vrem să creștem ca și instructori, ca și antrenori, trebuie să facem cursul de pregătire. Și cu cine altcineva decât cu Șihan, Adrian Deci Popescu tot Adrian SCD. Popescu Sacel este și acolo. Exact. În afară de el mai este vreun nume sau vreun personaj cu greutatea lui și În cu România nu. notorietatea lui? În România nu. De cel puțin din punctul meu de vedere și nu din punctul meu de vedere, din punctul tuturor de vedere. Gradele astea pe care le are Popescu Săcile sau pe care le ai și tu sunt recunoscute, adică centurile, culoarea, toate gradele sunt recunoscute și internațional? Oriunde. Da, în comunitatea asta a karateului. Da, oriunde sunt recunoscute. Pentru că am încercat să mă informez cu ceva vreme în urmă, tot încerc sap așa, dar mă rog, sunt foarte Dar știți dezorientat. care e problema cea mai mare? De exemplu, dacă eu mă duc oriunde, da, și spun am centura neagră. Bun, ok. De la cine ai centura neagră? Păi, de la
Cutare sau de la Adrian Popescu Săcele. Deja când am spus că am centura neagră de la Adrian Popescu Săcele, El e un nume, da, recunoscut pentru că internațional. la noi, acum, de anul ăsta, pentru centura neagră, în primul rând trebuie să treci probele de condiție fizică. 100 de sărituri cu genunchii la piept, 50 de abdomene, ceva de genul ăsta, sau 60, flotări, tot așa, vreo 50-60 de flotări, adică tehnică, sunt niște probe și apoi începem Să vedem să vedem dacă dacă ce tehnic mergem pentru de centura neagră. specialitate, da? Deci Exact. după condiția fizică generală. Exact. Deci nu mai este nicio federație, din câte știu eu, examen de o duritate atât de frumoasă, ca să zic. De ce ați făcut voi chestia asta? A mai rărit din centuri sau se părea că o inflație de Dar nu, centuri? sensei și înainte, tot așa, de te examenul la centuri. Adică, dacă într-adevăr vrei să ai neagră, trebuie să și meriți. Exact cum am făcut eu în sală. La mine în sală, dacă a venit un copil și fuge de 2 ori în sală, da, și le distrage atenția la copiii ăștia, la alții, nu mă interesează cine este, se întoarce când o să fie cu minte. Da? Sau dacă cineva nu merită centură, nu ia. Clar, nu mă interesează cine e, cum e. Nu meriți, nu iei. Da? Știți cum e? Să vă dau un exemplu. Dacă avem la școală, dacă eu merg la doamna învățătoare și dau la doamna învățătoare acolo de toate pentru fata mea, să zic, și ea îi dă numai note de 10 și ajung la examen la clasa 4 sau la clasa 8, ajung la examen și celălalt care săracul a învățat, ia examenul, că a învățat. Dar copilul meu care am dat pentru el și a avut numai 10, nu o să-mi ia examen, nu o să meargă mai departe. Dai și la examenul ăla, Nicule. Nu, 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 că da, acum s-au pus camere, e mai greu. Dar vreau Dar să nu, spun ca imposibil. idee, eu vreau să dau un Am exemplu înțeles. Da, pentru... pentru că am impresia așa, senzația mea... Adică nu putem să facem performanță dacă mergem cu cutare și cu Senzația mea că cutare. sunt zone în care e o inflație de sensei, de centuri, de care mai de care și acum, na, nefiind cunoscător, nu vreau să arăt cu degetul, dar până anumite locuri, parcă așa, văd numai specialiști, și văd mari somități autointitulate undeva la 40-40 ceva de ani. E cam greu să ajungi, nu, somitate la Da, vârsta asta, nu? normal. Te întreb că... Sensei are 67 de ani. Da, Că la el e altceva. el e un caz special pentru că el a făcut de mult și a Dar, cum identificat am mai viața. spus, el a și înființat Federația Română de Karate. De fapt, a fost Federația Română de Karate Moderne și acum se numește Federația Română de Karate. La început, în 90, a început cu Federația Română de Arte Marțiale, cu răposatul Dan Stoparu, Dumnezeu să-l ierte. Deci au fost împreună, ei au început împreună, după care s-a rupt Framu și Sensei și a făcut FRK-MEU, Federația Română de Karate Moderne, având o viziune că vreodată va deveni sport olimpic și s-a și adeverit. În momentul în care a fost Federația Română de Karate, acum e Federația Română de Karate și a devenit sport olimpic în 2020. Bine, nu că s-a făcut Federația Română de Da, Karate, a nu, devenit nu de sport asta. olimpic. În perioada asta a făcut, Asta a fost evoluția la da, exact. nivel internațional. Exact. Cum vă, cât, și dumnealui vorbea și spui și tu de câte ori ai ocazia despre latura asta olimpică a modului în care practicați și înțelegeți voi disciplina asta a karateului, cu ce schimbă ea datele probleme în interiorul Federației Române de Karate, în interiorul Federației voastre? Deci cum vă pregătiți, cum încurajați mișcarea la nivel național? Se simte ceva special față de anii trecuți sau vă pregătiți într-un fel sau altul să faceți până la urmă A, pentru că a devenit sport olimpic, la da, asta vă referiți. va fi o provocare în 2020, veți avea vizibilitate, veți merge la cea mai importantă competiție sportivă. Păi, în primul rând, suntem văzuți bine în momentul în care mergem la premier. De exemplu, în momentul în care se fac premierele la nivel județean, atunci când se face clasamentul, noi suntem premiați separat față de celelalte stiluri de karate. Pentru că noi suntem ca și judo, ca și boxul, ca și fotbalul, ca și handbalul, suntem sport olimpic. Deci intrăm în categoria sporturilor olimpice. Din punct de vedere financiar se vede altfel. Aici ar fi, cum se vede din punct de vedere financiar? Adică deja au început să
să vină bani. Suntem o medalie de bronz la campionatele europene, campionatele mondiale pentru cadeți. Copiii peste 14 ani deja se văd cu 2-3 mii de lei. 4 mii. Nu e o sumă mare, dar față de cum nu era înainte, Cum e nu o era nimic sumă, când rămâneau cum era sportivi nimic, acasă, când da, aveau bani de deplasare. exact, e o sumă bună. La vârsta mea, de exemplu, s-au luat și la 180 de milioane pentru o medalie. Nu sunt mulți, dacă stau să mă gândesc, dar sunt. Da, după cât transpir și cât Exact. aștept și până la urmă e posibil să nu te apropii niciodată de o medalie, pentru că Exact. în concurs se pot întâmpla multe lucruri. Una e Și vorbim atenție, de medalii altceva. europene sau mondiale acum. Da, deci nu vorbim Nu vorbim de de naționale sau... concursuri interne. Exact. Și atunci Se schimbă un pic. s-a schimbat totul. Bun, hai să ne întoarcem la calendarul nostru local. Mai discutăm pe finalul emisiunii și de aspectul ăsta olimpic. La finalul lunii octombrie, 26 octombrie, deplasare în Bulgaria. Iată, Bulgaria găzduiește Da. competiții La majore. anul noi găzduim noi. La Am anul. înțeles. Nu știu, nu se știe Să sigur. vedem ce și cum. Da. La La Albena, Albena, da, pe zonă 26. frumoasă, N-am fost acolo să mă duc prima dată. campionatul european VSF. Ce să vă spun de Albena? Suntem, nu știu, eu merg cu 7 sportivi acum la Albena. Mulți. Avem, da, față de anul trecut și ce anul trecut am fost cu o fetiță, celălalt an am fost cu 3 copii. De fiecare dată când am fost, mulțumesc Dumnezeu, am câștigat, nu eu copiii, și prin ei și eu. Noi avem mai mulți sportivi calificați pentru campionatul de la Albena, pentru campionatul european, dar să nu mai reiau. Nu aveți bani pentru deplasare, da? Deci nu Exact. aveți. A, să vă spun ceva, că mi-am adus aminte. Da, ți-ai luat tatami Ne-am sau. cumpărat 30 de plăci de tatami, da? Într-un 30? final. 30. Sunt 30 de milioane. Pe banii părinților. Da. Păi e bine că spui asta, că Păi da, pe banii părinților. întotdeauna e bine, chiar dacă tu ești un club privat, e bine să ai o transparență. Până la urmă, părinții au văzut că treaba merge și s-au. Da, un pic cam greu a fost, dar într-o Bă, zi era am cu. spus că trebuie, pentru că mergem normal, nu avem niciun tatami, nu avem nicio suprafață. Ne trebuie 64 de plăcuțe pentru o suprafață. Noi avem vreo 30, da? Sper că până la anul să mai facem încă 34 și... Deci tu n-ai suprafața Sau să regulamentară. găsi acel cineva care spune, haideți, Ia poate vă mă. mai trebuie și vouă 30 ceva de plăci de tatami să... E o chestie. Ați fost. Adică avem și noi puțină performanță, deci nu suntem orice club, având în vedere că noi nu ne-am întors fără medalie de la campionatul național, noi nu ne-am întors fără medalie de la campionatele europene, nu ne-am întors fără medalie la campionatele mondiale, am ieșit pe locul 2 dintre 17 cluburi, 300 de sportivi, deci o competiție interstiluri, da? Am avut cel mai bun sportiv la proba de cumite, da? Totuși, poate s-o găsi cineva și Să vă să ne spună și cadorisească, nouă să vă dea un tatam. că... Băi, e complicat acum cu sponsorizările. Sigur, tu ești un club privat, faci acolo o activitate până la urmă, în esență privită dintr-un anumit punct de vedere comercial, adică încasezi o taxă și așa mai departe, Da, dar normal. 75 de lei pe lună încasez. 75 de lei pe lună, da? 12 antrenamente. Asta e rețeta. Da, 12. 12 antrenamente, 2 antrenamente de karate, 1 de condiție fizică. Am înțeles. Mai ales mai nou, acum fac și aerobic cu copii mici, 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, poate chiar și mai măricei. Adică, nu știu, vreau să spun că eu prin chestia asta ajut copiii să meargă mai departe la un sport, cum spuneam și în emisiunea anterioară. Nu mă interesează să vină neapărat pentru karateu. Sunt copii care vin și la karate, merg și la fotbal. Adică, pe mine nu mă interesează. Vreau să-i văd cum fac un sport. Deci vreau să-i văd cum fac un sport și dacă el pleacă de mic, copilul pleacă de mic și prinde drag să facă sport, adică, nu știu, din punctul meu de vedere că părinții ar trebui să înțeleagă atunci când vor ajunge la o vârstă de 15 ani, 16 ani, să nu E spun mai târziu. puțin, el făcând un sport are o ocupație, este educat sportiv. Ca să zic așa, nu că nu-i de părintele educației acasă, dar vreau să spun, e educat sportiv. Și ca să ai o educație sportivă bine structurată,
Copilul spun că o să fie realizat. Din punctul meu de vedere, în toate domeniile o să fie realizat. Eu mă uit la copilul meu, cel puțin cea mică, da, cea mare cântă. Are altă ocupație, da. Deci la ea e o altă ocupație. La cea mică am văzut că ea merită. Ce sport faci? Karate sau ce? Ce sport Cine? face cea mică, fata Păi care? nu, are 3 anișori și o iau la Ah. aerobic cu mine. Și mă uit la ea că are abilități pentru sport. Adică de-aia vreau să o formez. Cealaltă are o activitate, da? Cântă. O mai o să mai facă și un pic aerobic, karatele nu sunt de ea. Dar cea mică se vede că o să fie cineva și vreau să-i dau o ocupație, deci karateu. Dacă ea vrea să meargă la un alt sport, nimic, nu am nimic împotrivă, dar să văd că facem un sport. Vei merge la Albena în Bulgaria, 7 sportivi. Hai să nu mai discutăm cine rămâne pe din afară și care sunt motivele. Ne-am lămurit foarte clar, financiare. Spune-ne două cuvinte despre modul în care se ajunge la o astfel de competiție. Ce trebuie să faci ca să fii calificat? Că presupun că nu mergi doar că iei Primele locuri autobuz. de la campionatul național. 1, 2, 3. Da. Te duce la campionatul European. european. 7 sportivi, ce vârste au ei și în ce probe sunt calificați? Am un sportiv care mi-a venit de la un alt club. E calificat la proba de cumite, la 2 probe de cumite. Cune Denis, face de 10 ani karate. Este la mine cadeți. Apoi o am pe Sara, Alvaro, intră Sara 8-9 ani, Alvaro e Sara copii, do copii 1, copii 2 Sara, Alvaro copii 3, Moraru Andrei este un copilaj micuț foarte, foarte talentat și foarte iute, intră la copii 1 și Dorcea Daria care anul trecut mi-a luat 3 medalii la campionatele mondiale, copii 1, de copii. 6-7 ani. Și mai Bun. avem calificații. Dar ei probabil că își așteaptă Și rândul. așteaptă, da, a zis că într-o zi o să vină cineva și o să ne dea tot ce ne Biletul. trebuie, da, un bilet de voie Biletul. și noi Moș o să mergem. Crăciun e așteptat pe Da. 25 la turnul Măgurele, la Secheu. Da. Tu n-ai sediu, e ambulant clubul. Ba nu, Adică am sediu. ai sediu la tine acasă. La mine acasă. Da, bun. Deci vizitați Secheu în turnul Măgurele. Vă așteptăm cu mare drag. Ce așteptări ai tu de la deplasarea asta la Albena? Fiecare copil să aibă o medalie. E posibil așa ceva? Da. Păi, Este. mai au și adversari pe acolo, că doar nu. Da, știu. Și la Craiova am avut adversari. Și la campionatele naționale am avut adversari. Și la campionatele europene am avut adversari. Și la campionatul mondial am avut adversari. Peste tot avem adversari. La mine nu există altceva. Acum, că nu ia, nu ia, da. Eu zic, eu... Să mai întâmplă, na, să nu aibă o stare bună de sănătate, să nu aibă, nu știu, să mai Momentul. întâmplă, momentul. Dar eu zic că sunt pregătiți. Cu ăștia 7 copilași pe care îi deplasezi la Albena pentru campionatul ăsta european, faci ceva pregătiri speciale, mai intense, ceva deosebit în perioada asta, pentru Am că zis că se de apropie. săptămâna viitoare să încep, dacă a fost o lună foarte, foarte agitată și cu foarte multe evenimente, am zis că de săptămâna viitoare începem, 2 săptămâni, vom face... Nu zi de zi, pentru că eu mai am antrenamente și la Tia Mare și la Cilien, după cum știți. Am să-i cer să iau cu mine, dar nu prea am unde să iau cu mine, pentru că eu trebuie să car după mine întotdeauna tatami, cele 30 de plăci, pentru că le duc și acolo și acolo. Și atunci, nu știu, mai au pe fiecare de fiecare dată câte unul, merg în sală la turnul separat, când prindem și noi sala liberă, și mai facem un pic antrenament, că și sala aia trebuie să plătim o chirie la ea. Cât e chiria până la sala? 500 de lei pe oră. 50 de lei pe oră. Da. Și banii ajung la școală sau la primăria din turnul? Nu, în cadrul școlii. Deci la școală. Școala vă percepe taxa asta. Exact. Da. Chitanță, factură, tot ce N-ai vreți. elevi de la liceul ăla? Că mă Ba da, gândeam că ba da. poate făceai o negociere. La 20 de elevi care se pregătesc, vă aduc medalii, lăsați și voi prețul mai mic. Sigur, trebuie. Nu, domnii, vreau să spun și să-i mulțumesc pe calea asta domnului director că atunci când am avut ceva probleme undeva, la sala unde am fost eu înainte,
și nu mai aveam unde să fac, m-a primit cu brațele deschise, adică ar trebui să-i fiu recunoscător pentru treaba asta. Recunoștința e întotdeauna binevenită. Îl lăsăm pe David acum să ne mai zică două, trei chestiuni. Ai băut jumate din paharul de apă, dar vreau să spun că apa trebuie băută numai dacă vorbești. Așa că ne-ai rămas un pic dator. Cum arată o săptămână din viața ta ca pregătire pentru sportul ăsta? Câte antrenamente faci și cum sunt ele și ce îți place ție mai mult? Dintre ce? Din tehnicile pe care le înveți. Ce înveți tu acolo, da? Deci, de câte ori mergi tu la sală săptămânal? De 3 ori pe săptămână. Nu e dificil să... Totuși ești elev, ești micuț, trebuie să schimbi un pic viața, să o strângi programul. Cum e? E ușor. La școală am program dimineața și la karate după amiază. Cât durează un antrenament pentru vârsta ta? O oră. O oră? E mult, e puțin? E bine, e perfect. E perfect. De ce kumite și nu kata? Pentru că la kumite e mai multă acțiune, Te atrage mai mult faptul că ai adversarul în față. Da. Pentru tine ce mai urmează acum? Unde, la ce competiții vei mai merge? Că în Bulgaria este, apropo. Nu a fost primul campionat național al lui Și anul nu a ăsta și luat... nu a ieșit undeva pe locul 5, dacă nu mă înșel. Nu a obținut calificarea. Da. Crezi că vei ajunge să lupți într-o competiție europeană sau mondială, domnul David, tinere domn? Da, cred că voi ajunge. Cum te pregătești tu așa mental pentru o competiție internă, nu? Trebuie să meargă la campionatul național și acolo să fii printre cei mai buni. E posibil lucrul ăsta, să faci o mică trecere? Da, este posibil. Cum arată portretul campionului pentru tine? Ce ar trebui să... Mai ales că un campion... Bine, e greu să ajungi și e greu să rămâi campion. Cu Ce multă muncă. nevoie ai? Ce abilități trebuie să ai? O să muncesc mult ca să pot ajunge un campion. Să adună. Cuvântul muncă l-ai repetat acum la 12 ani. Da, e un cuvânt pe care mulți dintre copii și tineri nu reușesc Să ținem să-l... cont că el vine în turnul Mogurele. Adică vine de la Izaza turnul să facă antrenament, să Ah, facă uite, karate. nu știam aspectul ăsta. Deci, cum am spus și despre Sami, vine de la Seaca, merg îl iau de la Seaca să-l aduc la Traian, adică 15 km ca să vină la turnul, da? Mihai, cel care a fost înainte, vine de la Traianu, mai avem un copilaj mic, vine de la Traianu. Trebuie foarte apreciați copiii ăștia. Adică sunt alții din turnul Mogurele care pur și simplu ziceau, e cam târziu la ora asta. Bun, am înțeles, dar pentru el care vine de la Izlaz nu e târziu. Sau pentru Sami care îl duc până la intrare în comuna unde stă el și apoi ia bicicleta iarna la 9:30 și merge încă 5 km, 4 km jumate, 5 km până acasă. Nu e târziu. Vedeți? De-aia spun, muncă. Și Muncă ambiție. și sacrificiu un Și pic. sacrificiu. Da. Bun, după Bulgaria o să urmeze Cupa Națională la Târgu Secuiesc, 11 noiembrie. S-au făcut deja calificările sau pentru Cupa asta națională și ce importanță și ce relevanță are ea? Cupa Națională. Da, de la Târgu Secuiesc. Acum la Cupa Națională toți copiii care vor ieși pe primele locuri vor merge la campionatele mondiale, la campionatul național, va merge la campionatele europene. Cum am mai spus, selecțiile s-au făcut în urma cupelor zonale care au avut loc. Copiii care au câștigat la Cupa Turis, copiii care au câștigat la Cupa Băniei, copiii care au câștigat la Cupa de la Pitești, vor merge mai departe la campionatul național. Nu putem să mergem cu orice copil la campionatul național. Adică nu Și face acum selecția mai doar nou, antrenorul. Adică pentru nu campionatul zice... național eu fac selecția. Da. Atât. Eu decid cine merge la campionatul național. Dintre cei care au avut rezultate. Dintre cei care au avut rezultate. Și poate să fie copii care nu au putut să participe la una din cupe sau, da, și sunt foarte buni și atunci trebuie să luați și încercați. Să vedem, de exemplu, acum am fetele de la Tia Mare, sunt
5, 6, 6, 7 fete, le-ați văzut și în imagine. Sunt pentru unele dintre ele, doar 3 din ele au fost la campionatul național anul trecut. Bineînțeles, aveau 3 luni, 4 luni de karate, am vrut doar să merg să vadă și deja au trecut câteva tururi, da, după 4 luni câte aveau. Dar anul ăsta eu vreau să fim, anul ăsta suntem în forță, e primul campionat național al lor și suntem în forță. Nu prea mai vreau să merg cu copii sub 10 ani la campionatul național. Acum merg la campionatul european pentru că astea sunt posibilitățile și financiare. Bineînțeles, copiii sunt foarte buni, dar eu am ajuns la o concluzie și am spus că pentru un copil, un campionat, că-l fac la mine în sală sau că-l fac sau merg la campionatul național sau că merg în Bulgaria, pentru un copil sub 10 ani e greu să înțeleagă, să diferențieze ce înseamnă un campionat național, ce înseamnă un campionat european, mondial. E același lucru că îl fac în sală sau că mă duc cu el la Târgu Secuiesc până în 10 ani. După 10 ani am spus că e bine să meargă copiii ușor, ușor, să înceapă să vadă și ce înseamnă un campionat european și unul național, da? Iar de la 14 ani trebuie mers pentru că atunci mai au și ei posibilități să câștige o sumă micuță, dar folositoare de bani. Da, și un stimulent foarte bun. Exact, da. E un stimulent foarte bun și asta ne aduce multă, multă, cum să zic eu, satisfacție și Pentru campionatul ăsta național, mulți copii. câți sportivi doresc să deplaseze la Târgu Secuiesc și ce vârste au ei? Pentru că ai făcut precizarea asta mai înainte, legată de limitele Da, de vârstă. la campionatul ăsta am în jur de 20 de copii. Vor face toți deplasarea? Da. Cu mașini proprii. Da? Îl Da. las cu asalt Târgu Secuiesc, mașinile de turnul, de Tellerman. Da. Poate chiar mai mulți sportivi. Eu zic că vreo 20, dar cred că sunt mai mult de 20. Încă nu mi-am făcut, nu s-au făcut înscrierile, încă nu am făcut lista pentru sportivi. V-am zis, am câțiva sportivi veniți de la un alt club care vor merge și ei cu siguranță și nu, n-am făcut nicio diferență și vreau să înțeleagă că nu o să fac nicio diferență, îi respect foarte mult. Sunt la fel ca și copiii mei, chiar dacă cu ei am început și ei au venit acum, sunt la fel ca și copiii mei. Vreau să salut antrenorul lor care l-au avut, că s-a ocupat de ei până acum și vom merge cu toții și va I-ai fi bine. racolat sau t-au ales ei pe tine care... Nu, au venit pur și simplu. Tot din turnul Mogurele e clubul ăsta. Nu, Din... da, din Alexandria. Nu, și din Turnu și din Alexandria. Am înțeles. Da. Bun, domnul Nicolae Vârdol, ne apropiem de ultimele minute și încercăm să tragem niște concluzii și să rămânem cu ceva din această întâlnire. Cum a fost anul ăsta pentru Seiken și pozitiv? Bine, sigur, mai ai multe provocări și probabil că ele nu se vor opri în luna noiembrie. Dacă ar fi la capitolul pozitiv, ce ai putea să spui și hai să încercăm și niște minusuri. De ce nu? Da, din punct de vedere pozitiv, zic că cupa, în primul rând, care sunt foarte bucuros de ea, meritul copiilor. Tehnica am evoluat foarte mult, medaliile de la campionatele mondiale din Turcia. Am realizat un concurs foarte mare, având în vedere că a venit RFC Argeș, Universitatea Craiova, Petrache Trișcu, FC Otopeni, Buși, au fost 180 de sportivi, 180 de sportivi. Deja mă luase teama un pic dimineața când Unde-i am văzut cazezi? câte... Cine Nu, nu... nu, că au început dimineața, sâmbătă dimineața și s-a terminat până seara, dar mă luase teama, am zis, în momentul în care au început să vină mașinile, să umpluse tot acolo la Mircea cel Bătrân, a ajuns să se pună în Praporgescu, erau înăuntru, în curtea școlii, erau autocare, erau și am zis, eu am făcut treaba asta, Ți-e da. pus să regresi. Da, nu știam cum o să se termine, pentru că, sincer să fiu, atunci când ești singur, e foarte greu, e foarte greu. Dar totul s-a terminat cu bine și la anul aștept în jur de 250-300 de sportivi. Și mult mai multe cluburi. Și cu siguranță va fi în jur de 300 de sportivi la anul.
Cu siguranță Un va singur fi. organizator, tot Seiken? Seiken și probabil în colaborare cu cine mă mai vrea să mai colaboreze cu mine din punct de vedere financiar și așa Și mai nu numai departe. financiar. Și nu numai financiar. Că mai e nevoie și de oameni de alergătură. Da? Deci cei Da. care să facă lucrurile să funcționeze. E greu să faci o competiție. După o pauză destul de îndelungată la Turnu Mugurele, la nivelul ăsta, da, nu e ușor Foarte greu. să miști lucrurile. Foarte greu. Federația cum vă ajută din punct de vedere logistic și financiar cluburile astea active și care acum pregătesc viitorii sportivi pentru Olimpiadă? Ca și la fotbal, dacă stau să mă gândesc bine, toate cluburile, toți patronii plătesc către federație o anumită sumă de bani. Deci ne plătim către federație o anumită sumă de bani. Bine, nu ia mare, un milion și ceva. Deci noi ca și cluburi trebuie să ne administrăm. Că ne ajută ministerul, e altceva. Adică le mai dau niște bani la copilașii ăștia care câștigă pe la europene, pe la mondiale, pe acolo. Nouă, ca și antrenori, avem un procent, nu din banii lor, un procent aparte din suma lor, din totalul la suma lor, dar Nu rezi nimic. nu le zic nimic. Mă gândeam că Federația poate pune la punct un program sau niște proiecte pentru a vă învăța să atrageți fonduri, nu știu, un management sportiv. Termenul ăsta mai greu pătrunde sau realitățile. Da, acum am vrut să aplic pentru niște fonduri, dar încă mai durează ceva timp, cam din 2020, și ele se obțin un pic mai greu. Acum am înțeles că e un anumit program, o lege dată din Parlament pentru cluburile nou înființate, dar eu cred că nu am nicio șansă că Deja nu cei mai care ești au din. fost, nu, cei care au fost în ianuarie anul 2018, iar eu am fost în 2017. Așa că e mai greu să obțin ceva. O să încerc, să vedem. Mi-aș dori să am sala mea proprie. Asta e visul tău. Mă De chem mic la copil. inaugurare, să Cu cea mai mare plăcere. facem o traducere de acolo. Spuneai că încerci să defilezi, să promovezi, să împingi înainte sportivi cam de la 14 ani, pentru că da, e o vârstă la care îi conștientizează importanța competiției, pot fi și remunerați, pot avea și ceva câștiguri financiare în cazul în care obțin rezultate. Ai astfel de copii? La vârstele astea, peste 14 ani? 14 plus? Știți ce se întâmplă? De obicei, copiii când ajung la 14 ani, începe să se cam lase o parte din ei. Deja. Dacă nu sunt ținuți, din punctul meu de vedere, bine de acasă și începe cu o țigare, începe cu o fată, începe cu altceva, vin la liceu, deja discutăm despre altceva. Am avut un caz chiar zilele astea, un băiat de 14 ani care l-am iubit foarte mult ca și sportiv și mi-a făcut o problemă. Nu a fost ea foarte gravă, dar a fost o problemă gravă. El face karate de 10 ani sau de 9 ani face E karate. veteran, Alina. Da. La mine a luat maro, la mine a luat neagră cu Sensei Popescu, eu l-am pregătit. Da? Și acum știți ce i-am spus, nu? Da, i-am spus, eu nu țin cont de nimeni. La mine în sală nu mai are ce căuta niciodată. Niciodată să nu spui niciodată, poate. Niciodată. Deci am spus niciodată, știe destul de clar și acum suntem și rude prin alianță. Adică alianță, eu am să fiu naș la sora lui la nuntă, care mi-a fost elevă. Și i-am spus destul de clar și să știe pentru totdeauna, la mine în sală nu are ce mai căuta niciodată. Eu sunt antrenorul lui, sunt instructorul lui și i-am cerut ceva. Ce el nu mi-a oferit. Eu i-am oferit, el nu mi-a oferit. De-aia vreau să spun pentru toți copiii care intră la mine în sală și o mai spun încă o dată. Karateul este o disciplină. Și fiind o disciplină, trebuie să ne purtăm ca atare. Asta e. Asta e. Asta să Asta fie e. cuvântul. Nu mai am timp să nuanțez sau să te contrazic. Bun, tu știi cu siguranță mai bine, tu faci regulile, tu ești instructorul. Ăștia mari trebuie să fie exemplu pentru cei mici. Ce exemplu dau eu la cei mici? La ce a făcut el? Da, e interesant ce spui tu, că în momentul în care ușor încep să se vadă profesionalismul, senioratul, Exact. ei renunță. Asta e un subiect de discuție.
Doamnelor, domnilor, despre arte marțiale karate, în special despre Seiken Turnu Mogurele, program încărcat săptămâna trecută, urmează săptămâni importante, competiții majore la nivel european și național pentru karateștii de la Seiken Turnu Mogurele. Nicu Vârdol și David Cristian Drăghici, prezenți în studioul Media Sud. Vă mulțumim, dragi prieteni, rămâneți cu Media Sud pe săptămâna viitoare. La revedere!